Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun azi povestea cavalerilor ioaniți. Prezența ordinului în Valahia între secolele 13-14. În Malta se afla sediul unuia dintre cele mai puternice ordine călugărești, Ordinul Cavalerilor Ioaniți. În jurul istoriei cavalerilor ioaniți s-au născut povești care au reușit să formeze o adevărată mitologie, de multe ori lipsită de adevăr. Istoria cavalerilor ioaniți, de la apariție până în prezent, a fost însă mai puțin cunoscută. Iată azi câteva lucruri din bogata istorie acestui ordin. Cavalerii ioaniți, supranumiți și ospitalieri, erau membrii Ordinului Sfântului Ioan din Ierusalim, ordin militar și religios din Evul Mediu. Ordinul Cavalerilor Ioaniți, sau denumirea completă Suveranul Ordin Militar și Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta, a fost înființat în jurul anului 1050 la Ierusalim de un grup de negustori din Italia de Sud în scopul îngrijirii medicale a pelerinilor și de ajutorarea celor săraci veniți să viziteze locuri de biblice. În 1113, Papa recunoaște ordinul ca unul religios, devenind ulterior și unul militar. Simbolul acestui ordin, crucea malteză, este o cruce albă în 8 colțuri purtată pe o mantie neagră. Mai sunt cunoscuți și sunt numele de ospitalieri. De aceea, ospitalierii sunt cavalerii crucii albe, spre deosebire de templieri, care sunt cavalerii crucii roșii. După ei vor apărea și alte ordine, printre care reținem templierii, care vor deveni mari banchieri ai Occidentului, și teutonii, care în urma părăsirii Palestinei, după o scurtă cedere la noi în țara Bârsei, vor coloniza nordul Poloniei, creând o largă enclavă în jurul portului Danzig, astăzi Gdansk. Crucea malteză a fost utilizată de anumite organizații secrete care astfel, în mod fals, acreditau ideea că avea o legătură cu cavalerii ioaniți. Cu timpul, ordinul și-a mutat centrul de greutate de la îngrijirea medicală și spirituală a pelerinilor la lupta contra musulmanilor. În anul 1187, cavalerii ioaniți și ordinul rival al templierilor au fost izgoniți din Ierusalim de către musulmani, la început în cetatea Acco, apoi pe insula Cipru, iar în anul 1306 pe insula Rodos. Invazia mongolă avea să producă modificări substanțiale în zona Balcanilor. Imperiul Asăneștilor este redus la statutul unei țări plătitoare de tribut mongolilor, fiind eliminat definitiv din zona de influență a regiunii. De cealaltă parte se găsește regatul Ungariei la rândul său pustii de hoardele mongole. Diploma cavalerilor ioaniți e legată de confirmarea existenței primelor formațiuni statale românești pe teritoriul țărilor române, dintre Carpați și Dunăre, și este un act de donație al regelui Bela al IV-lea al Ungariei în favoarea cavalerilor ioaniți, emis la 2 iunie 1247. În anul 1523, puterile europene atribuie Malta membrilor Ordinului Ioaniților, izgoniți de către turci de pe insula Rodos. În timpul guvernării Ordinului Ioaniților, insula cunoaște cea de-a doua perioadă importantă de construcții masive din istorie. Capitala Valeta a luat numele de la constructorul ei, marele maestru al Ordinului Ioanit, Jean Parisot de la Valette. Stăpânirea ioanitei a sfârșit în Malta în anul 1798, anul ocupării arhipelagului de către trupele franceze, de sub conducerea lui Napoleon Bonaparte. Nemulțumită de comportamentul trupelor franceze, populația malteză s-a răzvrătit, obținând ajutor militar din partea regelui Neapolului și a amiralului englez Nelson. În anul 1802, ca urmare a păcii de la Amiens, Franța, Malta a fost retrocedată Ordinului Ioaniților. Dându-se seama de importanța sa militară și strategică, Anglia a anexat-o, anexare sancționată prin Tratatul de la Paris, 1814 și prin Congresul de la Viena 1815. Sediul actual al cavalerilor maltezi se găsește la Roma, fiind cunoscut și sub numele de Stăreția din Malta. Prezența Ordinului Cavalerilor Ioaniți în Valahia între secolele 13-14. În 1247, 6 ani după catastrofala invazie mongolă, regele Bela al IV-lea ajunge la o înțelegere cu marele maestru al Ordinului Ioaniților, cedându-i în vasalitate Banatul Severinului, mai precis Oltenia și o mică parte din actualul Banat. Așa zisul contract încheiat cu acest prilej dezvăluie lucruri de un interes pasionant
pentru a încerca să ne imaginăm starea acestui colț de țară românească cu o jumătate de veac înainte de apariție aici a unui stat de dimensiuni comparabile cu ale marilor ducate din sistemul feudal al epocii, stat care va căpăta numele de țara românească, în slavonă Vlașka Zemlia. Deși prezența oficială a acestora e de scurtă durată până în 1259, conform lui Nicolae Iorga, moștenirea lăsată de ei este imensă. Chiar se poate afirma că acești cavaleri buni gospodari și buni militari au contribuit decisiv la consolidarea noului stat, țara românescă. Numărul mic de cavaleri prevăzut să vină nu trebuie subestimat. În vremea aceea, cavalerii apuse din armuri cântărind cât ei înșiși călare pe cai cei mai grei din Europa și ei acoperiți cu zale și însoțiți fiecare de vreo 10 scutieri, fiind în tactica epocii echivalentul tancurilor de azi. Apoi cavalerii cruciați din Palestina își croiseră reputația de cei mai pricepuți constructori de cetăți din lume. Mai cu seamă acest lucru, așteptat de la ei regele Ungariei, precum și organizarea de colonizări, cu condiția să nu primească coloniști din Ardeal, dovadă că de pe atunci se scurgea populație din Transilvania către câmpiile de la sud și răsărit. Diploma cavalerilor ioaniți oferă prețioase știri despre existența voievodatelor și gnezatelor românești, conduse de voievozii Litovoi și Seneslau și de cneji Ioan și Farcaș, precum și despre dezvoltarea economică a țării românești, ai cărei locuitori se ocupau cu agricultura, creșterea vitelor și pescuitul. Tot din diploma ioaniților rezultă că din timpuri străvechi se cunoștea tehnica amenajărilor funciare, diguri, iazuri de mare amploare. Obligația cavalerilor era să apere teritoriul regatului Ungariei de repetatele atacuri ale tătarilor. În schimbul acestor obligații, regele le-a dat cavalerilor un teritoriu întins situat între Carpați, Dunăre și Olt, în care se aflau țara Severinului împreună cu cnezatele lui Ioan și Farcaș până la Olt, nu și țara voievodului Litovoi, care a fost lăsată românilor să o stăpânească în aceleași condiții ca până atunci. Le-a mai dat cavalerilor și toată țara Cumaniei, dacă o pot cuceri, ce se afla la răsării de Olt, cu excepția țării lui Seneslau, voievodul românilor, în aceleași condiții ca și cele date voievodului Litovoi. Românii menționați trebuiau să dea ajutor armat cavalerilor ioaniți pentru apărarea țării, iar cavalerii să-i ajute pe români în aceleași condiții. Au fost amintite în această diplomă de donație 5 formațiuni statale românești: țara Severinului, cnezatele lui Ioan și Farca și voievodatele lui Litovoi și Seneslau. Problema localizării acestor formațiuni se mai discută și azi. Important e faptul că după marea invazie a tătarilor din 1241-1242, care a distrus în mare parte viața politică, socială și economică a popoarelor din sud-estul Europei, în teritoriile locuite de români a început să se cristalizeze din nou o viață politică proprie în forme tradiționale, cnezatele și voievodatele, care vor duce la întemeierea statului feudal țara românească. Revenim asupra pasajului care se referă la interdicția cavalerilor de a coloniza în teritoriul primit cu populație din regatul Ungariei, respectiv din Transilvania. Cavalerii, se precizează în textul diplomei, vor avea grijă și se vor strădui să populeze nu numai regiunile amintite, dar și alte regiuni din regatul nostru, iar țăranii rustici din regatul nostru, de orice stare și neam, ar fi și pesași și teutonici din regatul nostru, nu-i va primi să se așeze în regiunile sus amintite fără îngăduința regească osebită. Dacă sașii și teutonici au fost nominalizați în diplomă, ceilalți țărani de orice neam nu puteau fi decât românii din Transilvania. Această precizare confirmă faptul că tendința generală a migrării populației românești nu era din sudul Dunării către regatul Ungariei, respectiv Transilvania, conform teoriei istoriografiei maghiare, ci invers. Prezența cavalerilor ioaniți aduce schimbări radicale în organizarea teritoriilor administrate. Militar. În mod cert, numărul cavalerilor nu era deosebit de mare. Pentru a reuși să acopere militar o zonă mare, au recrutat din rândul nobililor locali și nu numai trupe auxiliare. Acestea au fost antrenate corespunzător, dotate cu tehnică de luptă, cedând o parte din cunoștințele lor de militari profesioniști. Așa încât, la plecarea lor, au reușit să lasă în urmă un corp de oaste îndeajuns de experimentat și numeros,
încât să se poată crea o nouă armată în zonă, armata românească. Putem spune că asigurarea pazei transporturilor de sare sau alte produse din Ungaria spre zona Balcanilor și invers a fost făcută de trupele cavalerilor, ajutate de trupele auxiliare ale olaților românilor. Odată pregătiți, aceștia vor pune stăpânire pe zonă după retragerea trupelor. Economic. La momentul sosirilor exista un singur drum comercial, vechiul drum roman, Napoca-Apulum-Tibiscum-Dierna, de aici rezultând și importanța strategică a Severinului, zonă aprig disputată în istorie. Cu toate că primiseră și teritoriul Severinului, cavalerii ioaniți redeschid al doilea drum comercial mult mai scurt, Napoca-Apulum-Romula-Malva, drum comercial de pe sudul Oltului. Acest al doilea drum comercial, pe lângă problemele militare de apărare, de aici și necesitatea unor trupe auxiliare, dă posibilitatea unei creșteri comerciale certe în zonă, cât și o creștere demografică. Populația românească, încă strâns lipită de munți și Dunăre, începe să reocupe teritoriile pustiite de vicisitudinile vremii. Încep să apară noi așezări, centre comerciale. Necesitățile economice duc la apariția celui de-al treilea drum comercial, tot un vechi drum roman, Alba Iulia, Râșnov, Câmpul Lung Mușel, Turnu Măgurele. Aceasta a treia rută comercială avea să devină inima viitorului stat românesc. Social. În zona românească erau trei categorii sociale. Populația țărănească, încă neaservită, maiore stere, categorie socială pusă la adăpost de către curtea regală, având dreptul de a se plânge în fața regelui Ungariei, și clerul, de asemenea, de neatins. Însă cavalerii primesc dreptul organizării economice a teritoriului, reușindu-se astfel ridicarea categoriei țăranilor și apariția de netăgăduit a unei categorii care lipsea din zona românească, meșteșugarii. Aceste două categorii vor deveni în timp baza noului stat. Politic. La momentul acordării diplomei, în mod cert sub jurisdicția regatului Ungariei, exista Oltenia. Se găseau aici patru formațiuni politice. Severinul, de mult sub conducerea Ungariei, cnezatele lui Ioan și Farcaș, lipite de Dunăre, și voievodatul lui Litovoi în zona Gorjului de azi spre munte. Importantă este extinderea teritorială spre cel de-al treilea drum comercial de la est de Olt. Colaborarea cu Seneslau este evidentă. Ca o concluzie de ansamblu, stăpânirea cavalerilor ioaniți asigură ștergerea asperităților locale, nivelarea categoriilor sociale, creșterea relațiilor între diferiții conducători locali, astfel încât aceștia reușesc într-un final să asigure unificarea teritoriilor sub o singură conducere. Vă redau în continuare conținutul diplomei cavalerilor ioaniți de la 1247 potrivit site-ului istoriiregasite.wordpress.com. În numele Sfintei Treimi, una și nedespărțită, amin. Bela, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmației, Croației, Ramei, Serbiei, Galiției, Lodomeriei și Cumaniei de-a pururi. E o cerință înălțimii regești și o datorie a mărimii celor de sus, mai presus de toate, să vegheze cu atât mai mult la sporirea numărului supușilor, cu cât slava lor se înalță mai ales prin mulțimea poporului supus, că se știe îndeose puterea, pacea și siguranța tuturor regilor și regatelor se întemeiază pe tăria acestora. Și încă să mai adaugă pentru o parte fără însemnătate din purtarea de grijă a regelui, ca să-i privească cu mai multă blândețe și să-i dăruiască cu mai mari binefaceri pe aceștia, prin care se nădăjduiește că se va isca și în lumea aceasta folos, mai bogat, și că regele tuturor regilor va fi mai cucernic lăudat. Așadar, mânați de acest gând, după o îndelungă sfătuire cu fruntașii și baronii regatului nostru, ne-am oprit la această hotărâre luată dinpreună cu venerabilul bărbat Rembald, marele perceptor al caselor ospitalierilor din Ierusalim, din părțile de dincolo de mare, cu privire la repopularea regatului, care prin năvălirea dușmănoasă a neamului numit tătar a îndurat mare pagubă atât prin pierderea bunurilor cât și prin uciderea locuitorilor, că deoarece acel perceptor, în numele casei ospitalierilor, s-a îndatorat de bunăvoie pe sine și casa ospitalierilor să ia arme pentru ajutorarea regatului nostru în vederea apărării credinței creștine, potrivit cu actul scris mai jos, și să se supună și la celelalte îndatoriri ce se vor arăta îndată în această scrisoare.
Îi dăm și dăruim lui și prin dânsul numitei case întreaga țara Severinului împreună cu munții ce țin de ea și cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum și cnezatele lui Ioan și Farcaș până la râul Olt, afară de pământul cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm românilor așa cum l-au stăpânit aceștia și până acum. Totuși le dăm în așa fel încât jumătate din toate foloasele și veniturile și slujbele din întreaga țara Severinului, amintită mai sus, dignezatele numite mai sus, o păstrăm pe seama noastră și a urmașilor noștri, cealaltă jumătate căzând în folosul casei pomenite mai sus, afară de bisericile clădite și cele ce se vor clădi în toate țările sus zise, din veniturile cărora nu păstrăm nimic pe seama noastră, rămânând totuși neatinse cinstea și drepturile arhiepiscopilor și episcopiilor, pe care știu că le au, lăsând deoparte și toate morile dintre hotarele țărilor amintite, atât cele clădite, cât și ce se vor clădi, în afară de cele din țara Litua, precum și toate clădirile și semănăturile făcute pe cheltuiala fraților zisei case, și pânețele și pășunile pentru vitele și oile lor, și pescăriile de la Dunăre și iazurile de la Celei, pe care le păstrăm împreună pe seama noastră și a lor. Și mai îngăduim ca jumătate din veniturile și foloasele ce se vor strânge pe seama regelui de la românii ce locuiesc în țara Litua, în afară de țara Hațegului cu cele ce țin de dânsa, să le culeagă sus zisa casă. Mai voim într-o apărarea țării și înfrângerea și pedepsirea atacurilor ce ni se aduce de către străini, iar din partea lor sprijin și ajutor pe cât le va sta în putință. Pe lângă acestea din sarea ce le-am îngăduit să ducă în chip îndestulător spre folosința acestei țări, a părților dinspre Bulgaria, Grecia și Cumania, din orice ognă din Transilvania, unde vor putea mai ușor să o scoată cu cheltuială dinpreună a noastră și a lor, fără atingerea într-un nimic a dreptului episcopal, tot astfel și din banii care vor umbla acolo din voința regelui și hotărârea perceptorului acestei case, ce va fi în slujbă în acea vreme, jumătate o păstrăm pe seama noastră, precum s-a mai spus mai sus, și despre cealaltă jumătate, având a fi îndreptată spre folosul zisei case fără atingerea drepturilor bisericilor. De asemenea, rânduielile pe care ce va fi hărăzit zisa casa nobililor și altor venind din alte părți să locuiască în ținuturile amintite, atât în privința libertăților, cât și a judecăților și hotărârilor. Cât și a judecăților și hotărârilor judecătorești pe care le vor rosti împotriva acelora, le vom încuvința și întări fără atingerea părții noastre din folosințele ieșind de acolo. Cu acesta adaus că, de se va rosti o sândă, într-o pricină, vărsare de sânge împotriva mai marilor țării aceleia, și se vor simți nedreptățiți să poată face apel la curtea noastră. Mai adăugăm că dacă ar veni vreo oaste asupra regatului nostru, lucru pe care să ne ferească Dumnezeu, a cincea parte din ostașii țării amintite să fie datori a veni oastea noastră și a porni la război pentru apărarea țării noastre. Iar dacă vom îndrepta oastea spre Bulgaria, Grecia și Cumania, va purcede a treia din cei în starea merge la război, prada de război atât din cea mișcătoare cât și din cea nemișcătoare numită acasă își va primi partea sa după numărul ostașilor din țara Severinului, precum și armele lor. Pe lângă aceasta am dăruit amintitului perceptor și prin trânsul casei ospitalierilor toată Cumania de la râul Olt și munții Transilvaniei sub aceleași îndatoriri ce sunt arătate mai sus cu privire la țara Severinului, în afară de țara lui Seneslau, voievodul românilor pe care le-am lăsat-o acelora așa cum au stăpânit-o și până acum. Și întru totul, sub toate acele îndatoriri ce sunt arătate mai sus cu privire la țara Litua. Însă nu vrem să trecem cu vederea acest lucru, că de la intrarea în stăpânirea despomeniților frați, timp de 25 de ani, numita casă va strânge toate veniturile țării Cumaniei în întregime, afară de cele din sus numita țara a lui Seneslau, din care vor avea numai jumătate din venituri și foloase. Iar de atunci încolo, jumătate din toate veniturile, foloasele, slujbele, încuvințate și jurate de înălțime regală, vor fi plătite visteriei regale de către frații acelei case, așa fel ca din 5 în 5 ani, trimisul nostru osebit să fie dator a socoti veniturile, foloasele și slujbele ce vin de acolo. Iar cheltuielile ce se vor face cu paza cetăților sau întăriturilor,
trebuie să se poarte împreună cu noi și acei frați în afară de alte condiții din partea noastră și excepții din partea ospitalierilor privind țara Cumaniei, ca de pildă cele privind biserici, mori și toate celelalte, care s-au arătat fiecare în parte în legătură cu Severinul. La ridicarea cetăților în amintita țara Cumaniei, precum și la apărarea Cumaniei împotriva oricăror dușmani, vom sta în ajutorul fraților cu sfatul și privirea, când va fi nevoie și când vom fi chemați de acești frați, mergând chiar în persoană dacă nu vom fi opriți de alte piedici. Le mai dăruim lor un pământ de 400 de pluguri în Feketic sau un alt loc în Transilvania și vom împlini acest număr unde vor crede a fi mai de folos numiților frați la intrarea în țara Cumaniei sau în Severin, iar pentru această danie vom da scrisoare deosebită. În sfârșit, pentru ca această casă a ospitalierilor să-și poată aduce cu mai mare ușurință pe mare ceea ce îi va trebui spre folosul țării noastre și al ei, i-am dăruit cetatea Scandona de la mare cu toate cele ce țin de ea și folosințele sale, așa cum a stăpânit prea iubitul nostru frate de fericită amintire, regele Coloman, așa cum se știe că țin de această moșie prea a se atinge de drepturile bisericilor din ele. Pe lângă acestea, am dăruit susnumiților frați pământul Voila, ce se află lângă Dunăre, nu departe de Semlin, pământ pe care l-am scos de sub atârnarea cetății Caraș, împreună cu toate foloasele și cele ce țin de el, așa cum l-a stăpânit ca bun de veci Nicolae, fratele lui Ugolin. Iar desnumitul perceptor pentru daniile noastre pe care le facem sau le-am făcut din pricinile de mai jos amintite, s-a legat limpede și deslușit în numele zisei case ca să ia armele împotriva tuturor păgânilor, de orice neam ar fi, precum și împotriva bulgarilor și chiar împotriva altor schismatici, dacă ar încerca să năvălească în regat sau în hotarele regatului și să aducă îndată în regatul nostru, spre slujba noastră și a regatului nostru, 100 de frați bine și potrivit înzestrați cu arme, ostășești și cai. Dar, împotriva unei oși creștine, ce vor voi să pătrundă în regatul nostru, s-a legat în numele casei să dea 50 de frați înarmați, spre paza și apărarea cetăților și întăriturilor de la hotare, precum sunt Pojon, Moson, Sopron, Cetatea de Fier, Cetatea Nouă, și chiar mai puțin oriunde va voi regele să-i așeze, și 60 de frați înarmați împotriva tătarilor, dacă s-ar întâmpla ca aceștia să intre în regatul nostru, de care lucru să ne ferească Dumnezeu. Tuturor acestora, câte vreme sunt în paza cetăților și întăriturilor, li se vor plăti cele trebincioase din veniturile regale. S-a mai adăugat, în numele casei, ca perceptorul sau magistrul, care va fi trimis de peste mare sau din alt loc pentru cârmuirea caselor în ființă atunci în regatul nostru, va fi dator la sosirea sa să făgăduiască jurând după datina ordinului său că pune să se păstreze întru totul credința regelui și regatului. Și atât el cât cei săi vor ține fără înșelăciune toate și fiecare din cele spuse mai sus. Și va avea grijă și se va strădui să împoporeze nu numai ținuturi, dar și alte ținuturi ale regatului nostru și că nu-i va primi pe țăranii din regatul nostru de orice stare și neam ar fi, ci pe sașii teutoni din regatul nostru să se așeze în ținuturile sus amintite, decât cu o îngăduință regească osebită. S-a mai adăugat de noi și s-a primit de perceptor în numele amintitei case că, dacă s-ar întâmpla ca cele de mai sus sau vreunele sau ceva din cele la care s-a legat și s-a îndatorat casa suspomenitului perceptor sau magistrat să nu fie ținute în seamă de acesta sau de alt perceptor sau magistrat pe atunci în slujbă și după a treia punere în vedere solemnă nu s-ar îngriji de îndreptare și marele magistru de peste mare, încunoștințat după cum se cuvine din partea regelui de acest lucru, încă s-ar îndrepta timp de un an de la facerea încunoștințării, ceea ce s-a trecut cu vederea sau nu s-a împlinit de către zisul perceptor sau magistru în slujbă în acel timp, atunci judecata regească va primi o despăgubire sau pedeapsă asupra acelora prin luarea din veniturile lor sau un alt tip, potrivit bunului plac al voinței sale după mărimea și felul greșelii. Așadar, pentru ca toate și fiecare din cele citite înaintea noastră și a nobililor noștri și pe care noi, dându-le credința și întinzând dreapta noastră regală, am făgăduit să le păzim neatinse,
ci să punem să se păzească cât timp vor tăinui îndatoririle luate din partea suzisei case, să dobândească puterea unei întăriri veșnice, întrucât ține de noi am dat scrisoarea de față întărită cu bula noastră de aur și am poruncit ca numitul perceptor în numele amintitei case a ospitalierilor să fie pus în stăpânirea de fapt a celor mai de sus în temeiul autorității legale de către iubitul și credinciosul nostru Ahile, prepozitul de Alba, vicecancelarul curții noastre. În anul de la întruparea Domnului 1247, în a patra zi înainte de nonele lui Iunie, în anul domniei noastre al 12-lea. Ne oprim aici, prieteni, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei, pe curând!